AUR urcă pe locul 2 în intenția de vot, conform unui nou sondaj curs. Potrivit datelor, PSD și PNL se mențin în marja de eroare, având majoritatea și într-un ipotetic viitor parlament. Cu toate acestea, AUR are o creștere constantă. Katia Tănase, editor al FNews, îți spune cum ar arăta opțiunile de vot dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. PSD rămâne constant cu 31%, în ușoară scădere totuși față de luna martie, când avea 33%. AUR a reușit să ajungă pe a doua poziție, depășind PNL-ul. 20% are partidul lui George Simion, în creștere față de luna mai, când avea 17%. Urmează pe locul 3 PNL cu 18% și USR pe poziția 4 cu 12%, de altfel și ultimul partid care ar trece pragul electoral potrivit datelor curs. Participanții la sondaj au fost întrebați totodată și ce partid cred că este liderul opoziției, iar aici cei mai mulți au arătat către AUR. Pe listă sunt 44 de candidați în total, printre care Claudiu Târziu, Dan Tănasă, Dămureanu Ringo, dar și europarlamentarul Cristian Terheș, care a candidat la alegerile trecute din partea PSD. Un alt nume este Șerban Dimitrie Sturza, dar și avocatul Gheorghe Piperea, omul de televiziune Mugur Mihăescu și fosta atletă Monica Iagăr. Vârsta medie a celor 44 de candidați este de 45 de ani aproximativ, iar 45,5% din listă a fost rezervată femeilor, potrivit celor de la AUR. În timpul discursului, când partidul și-a lansat candidații, George Simion a criticat Uniunea Europeană și Comisia Europeană, ceea ce a stârnit foarte multe reacții în social media. Hai să ascult și tu. Valorile Europei noastre nu sunt infracționalitatea, nu sunt migrația ilegală, nu sunt războaiele. Așa că, domnul Victor Orban, dacă vă faceți bine temele și învățați aceste lucruri, s-ar putea să vă vrem și să vă acceptăm și pe dumneavoastră în proiectul Europei pe care noi ne-o dorim.